Ultima raportare a Direcției de Sănătate Publică Suceava anunța 6 noi cazuri confirmate de gripă. Din nefericire, un bărbat de 60 de ani din municipiul Suceava a murit miercuri din cauza complicațiilor survenite în urma infectării cu virusul gripal AH3. Aproape 3500 de viroze și pneumonii au fost înregistrate la nivelul județului Suceava. Cei mai afectați de aceste boli au fost copiii cu vârste între 5 și 14 ani, 974 dintre ei suferind de viroze respiratorii. Peste 160 de copii din această categorie de vârstă s-au îmbolnăvit de pneumonie. Din totalul celor 3500 de persoane bolnave, 236 au necesitat internarea, arată datele oficiale ale Direcției de Sănătate Publică Suceava.